deltă. O anume deltă, întinzându-și brațele către nimic, către un cer mult, falsificat de limba păcătoasă a populației umane. Încălțită de pericole nevăzute, delta fluviului Okavango varsă lacrimi întunericului indiferent, răvășind Africa și fonată de metafore, o drasele de balanțe echivalente dintre bine și rău. O adunare compactă, ștearsă și aducătoare de haos, ce înconjoară sforile atât de fragile ce le susțin traiul. Puști, sulițe și ursitoare ale distrugerii se zăresc în depărtare, rostind soarta interzisă a vieții. În delta secată de viață, un ghemotoc cerușiu și pierdut în ale singurătății ape, se sfârcolește în disperare, căutând un lichid ce de mult se ridicase la cer. De ce stai aici, mică Egret? Cum ar trebui să fii în aer, jucându-te cu amicii tăi în aripați? Egreta oftează și se uită cu ochi umezi la antilopa scheletică, cu sufletul și mintea pline de oroare și totuși, încă se afla în sufletul ei o frumusețe nespusă, pe care ea insista să o împrăștie cu blândețea obișnuită de neamul său. Ei, când ți-ai pierdut casa și treci clipele cu frica morții, îți pierzi speranța. Speranța atât de importantă care îți hrănește viața. Singurul lucru care mă hrănește sunt șoriceii și aceea nici măcar nu-mi hrănesc piața. Îmi satisfac apetitul. Nu te mai plânge, nu vezi ce prăpădiți sunt eu? Eu zic să ne gândim la soluții. Tu, Egretă, suferi din cauza secetei, pentru că nu mai ai unde trăi. Vulture, tu din cauza brapănașului, iar eu din cauza gardului. Haideți, putem să o facem. De-a lor îmbrăcate straiele verzi ale veșniciei și abundenței, un fluviu plin de viață ridica la maestria preistorică și obișnuia să învăluie delta în argint și smaran. Oamenii apăreau și dispăreau, aducând cu ei apă, venind opea și pe camara zilei. Era un vis, doar un vis al frumuseții. Fluviul Okavango mi-a fost casă, nu numai mie, ci și strămoșilor mei. Ne-am născut aici, am crescut aici și până în ziua de azi încă trăim aici. Toate speciile de pe aceste meleaguri au făcut la fel și toți între noi ne-am înțeles și au trăit în pace urmând cursul timpului, până au venit oamenii. Cred că ne pot polua tărâmul cu garduri monotone, ci te lasă la un șoc distanță de moarte și arme scoase din coșmarul în care singura ta speranță este ca totul să fie un vis. Figuri ce dictează oroarea, căci acum nu-i pot descrie, spălați pe creier de obsesia banilor, niște râde pe învelișul pământului și ne destrămează familie. Îmi imaginez dealuri vopsite în verde și râurile să îmbrățișeze terenul, așa cum obișnuiau să facă, până picior de om în zare, armați din cap până în picioare și nu știu să trăiască în armonie cu alte ființe. Îmi doresc să-mi adind aripele în zbor, spre răsărit, fără să mă tem că sunt pândit. Știu că viața e crudă, așa că nu mă aștept la prea multe, dar orice ființă are dreptul la o dorință. O vastă frumusețe nemărginită de vorbele unor creaturi străine. Bucăți de coșmar înțeapă încă sufletele distruse ale antilopelor. Totuși, procesul de vindecare începuse în cele din urmă. Viitorul pășea către un capitan mai bun, de vis. Oamenii în costume lucitoare sacă pământul arit. Sufletele egretelor căzând în abisul unui viitor mai bun. Un vierme albastru străpunge drumul dinspre oceanul Atlantic, când elixirul vieții mele celor care le distruseseră odată traiul. Acum totul era fixat. Însă egretele plecau încățipând în fața mâinilor înmărușate. Problema oamenilor abuzând de puterea lor ca să obțină bani pe corpuri pe animalilor omorâte este întâlnită din ce în ce mai frecvent în natură, iar rezervația fluviului Okavango nu lipsește din lista lupe de lucruri în care se practică acest lucru. Pentru a stopa vânatul ilegal în masă, ar trebui luate măsuri mai drastice asupra securității din zona fluviului și aplicate pedepse mai amenințătoare asupra celor prinși în fapt. Astfel, ritmul alarmat de repede în care speciile se află pe cale de dispariție sperăm să scadă. Antilopele se uitau cu ochilor plini de speranță la bucățile ce cădeau din gar și la egrete, care zburau peste oameni, parcă dorind răzbunare. Erau în sfârșit libere, libere din strâmbarea mâinii, care le ținea achise într-un vid al ororii. Erau libere, sufletele lor, a tuturor. Mulți oameni vorbesc animalelor, puțin le ascultă. Asta e problema.